Ce faceți, tovarășul ministru Daia? Ce faceți la instanță? Fac un răspuns procedural dat de legile țării pe care... Am înțeles. Știți ce vreau să vă întreb? De ce v-ați angajat toată familia în instituții publice? Soția era șefă la APIA, Nora Cor. Garantat de lege. Ani. Ani nu va... Soția este angajată înainte de a fi o ministru. Da, dar Ani nu va verificat pentru că este incompatibilitate? Nu este nicio incompatibilitate. Nu, așa, și a doua. Acea afacere Unirea. Aici a mers prost, că uitați acum, șefa Unirea este în arest. Se răspunde. Visul dumneavoastră, nu? Visul dumneavoastră, nu? Da, visul meu și nevoia țării. Dar cum e cu Partidul Comunist, îl mai iubiți? Iubim oamenii. L-ați iubit, tot timp, nu? Tot timpul iubim oamenii. Din Partidul Comunist, nu? Din țară românesc. Primele cu Iliescu. Primele lui Iliescu, al lui Ceaușescu, instanța este le iubiți? Instanța este cea care stabilește cine și pentru ce a făcut crima. Dar o altă întrebare, de ce sunteți tot voi comuniștii la putere în eșalonul 2? De ce? E o întrebare la care se dea răspuns alegătorii. Alegătorii pe care îi cam... Păcăliți, prostiți, nu? Niciodată. E, cum să nu? Niciodată. Dar știți și cu agricultura. Ce este la pământ agricultura așa cum este și ministru dumneavoastră? Sunteți cartea de vizită a agriculturii românești. Cum merge agricultura? Mulți bani ați investit în familie. Mulți bani investiți în familie. În agricultura țării românești, iar acest lucru o pot spune fermierii și rezultatele. Șpăgi ați luat? Nu. Niciodată? Nu. Ia uitați, începe să ningă. Ei, nu. Păi dacă mințiți, cum naiba ca ministru care v-ați pus toate rudele în funcții importante. Încă o dată, să fie foarte clar. Da. Haideți să stăm pe loc. Pentru că nu vreau să... Nu e o problemă. Mergem. Mergem unde vreți. Nu, mergeți unde vreți și dumneavoastră și unde vreau și eu. Așa, e dreptul meu să merg unde vreau. Da. În primul rând, soția este angajată înainte de a fi... APIA. Înainte de a fi un ministru. Da. Nora, ați angajat-o într-o simplă... Atenție. Ansatoare, ați adus-o la APIA. Nu există acest lucru. Fata aceea este pregătită în domeniu, a dat examen. Ce examen a dat? A dat examen. De cum să stea pe bară? Sau cum? Ce examen la APIA? Eu aș zice așa. Da. Dumneavoastră să vă măsurați vorbele. Da, da. Pentru că vă puteți întâlni într-o bună zi cu răspunsul, cu răspunsul pe care îl poate da legea. În condiții care în lege? Care legea voastră? Pentru că legile României vă apără numai pe voi. Numai pe voi, politicienii. Știți, nu? Pilele. V-ați băgat toate rudele în Ministerul Agriculturii. Uitați un om care a depus plângere împotriva dumneavoastră, o plângere penală. Cum este? Stați un pic ca să ne zic imediat. Deci o chestie. Nu mai mințiți poporul. Gata. Nu mai mințiți poporul că nu faceți nimica. Comuniștii, știți ultima vorbă. Cel mai mare actor, Gheorghe Dinică, unul dintre cei mai mari avea o replică. Grijania mătii de comunist. Știți, nu? Într-un film. Tot voi la putere. Mai stați dracu acasă. Plecați dracu definitiv. Crimele voastre, eu nu le uit, ale comuniștilor. De-aia comunistul eșalonul 2. Mai plecați dracu acasă. Asta este realitatea. Deci, haideți să îi mai dăm ceva lui domnul Daia. Uitați acest
mesaj al nostru. Domnul Daia, luați aici cadou, borfașilor, dați bă banii înapoi, pentru că ați furat de la noi. Sunteți niște borfași. Ia uitați, ia. Se vede bine. E perfect, domnul Daia. Luați acest mesaj ca să știți că noi vrem banii înapoi pe care i-ați furat. Știți, nu? Ați furat de la noi, domnul Daia, borfașilor. Sunteți niște hoți, hoți din guvernul României care ați distrus agricultura. Când au venit la ușa dumneavoastră agricultorii, ce ați făcut? Nu i-ați băgat în seamă, le-ați închis ușa în nas, domnul Daia. Ia uitați, borfașilor, dați banii înapoi. Domnul Daia, ministrul dezastru al agriculturii, eșalonul 2 din Partidul Comunist Român. Uitați aici, ia uitați-l, eșalonul 2, da? Partidul Comunist Român este viu prin Daia. Domnul Daia, luați mesajul ăsta, da? Ia uitați. Ce faceți? O să recandidați la parlamentare? A? Vreți să deveniți parlamentar? Aoleu, Daia vrea să demonstreze că este iubit de oameni, dar el cerșește salutul. Domnul Daia, nu mai cerșiți salutul, domnul Daia. Ia uitați-l pe domnul Daia. Borfașilor, dați banii înapoi. Ia uitați. O, dragostea din tâi nu se uită. Vedeți? Daia. Am o medalie pentru dumneavoastră. Ia uitați. Că vă gândiți numai la bani, 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 bani. Ministrii se gândesc cum să fure, cum să se îmbogățească. Atâta știți voi, ministrii guvernelor României. Agricultura este varză, dumneata, ești plin de bani. Plin de bani, plin. Cum este? Ia uitați, domnul Daia. Perfect v-ar sta cu această medalie la gât. Ia uitați-o. Nu? Că sunteți toți excroci. Ce căutați? Ia uitați. Aolo, Daia și cu un criminal din 89, Pavel Abraham. Ce faceți, domnul Daia? Ia uitați, criminalul din 89. Comuniștii s-au reîntâlnit, nu? Ia uitați-l, domnul Daia, criminalul Pavel Abraham. Nu vă duceți să îl salutați? A? Așa ca între comuniști ăia, iubitorii crimelor, nu? Așa e, domnul Daia. Haideți să îl salutați pe criminalul Abraham Pavel. Nu mai furați, da? Ia uitați. Borfașilor, dați bă banii înapoi, da? Excrocilor, ministrii excroci.